Această emisiune vă este oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara. Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi îl vom cunoaște pe Radu Hulban, omul care a reușit să transforme prelucrarea cuprului într-o adevărată artă. Haideți să aflăm povestea lui! Radu Hulban, sau Hulbio Cooper, cum îi place să fie cunoscut printre artizani, este un hunedorian care a hotărât să readucă în vremurile de azi o artă mai veche și prea puțin practicată, prelucrarea cuprului, sau, mai bine spus, transformarea acestui metal în obiecte de artă. De ce a ales tocmai acest metal pentru a-l prelucra, ne povestește chiar artizanul în cauză, Radu Hulban. E un metal foarte frumos, care are o multitudine de culori, o gamă în funcție de starea în care se află. Și pentru mine lucrul acesta m-a fascinat și am început să fac. Dar de ce cupru și nu altceva, alt metal? Cupru este mult, mult mai accesibil ca să fac din metale prețioase, trebuie tot felul de acte, autorizații și sculele cu care se lucră, metalele prețioase sau pietrele prețioase sunt foarte scumpe, iar metalul cupru, alamă, alpacaua sau ăștia sunt niște metale mai ieftine, care se găsesc și în comerț, nu e problema de achiziție și nu-ți da atâta bătaie de cap. Cel puțin cuprul este un foarte maleabil și se prelucrează foarte ușor și probabil de aceea am optat să fac din cupru. Bineînțeles că nu fac numai neapărat din cupru, dar cupru am văzut că curat, deci mai se folosește mult pentru podoabe și sârma de cupru argintată pentru modelaj, care sunt destui artizani care folosesc. Sârma de cupru emailată, care e folosită la bobinaj. Încă din adolescență, Radu Hulban a început să meșterească fel și fel de bijuterii, dar și alte obiecte din cupru. Când ați făcut prima bijuterie din cupru? Prima bijuterie din cupru am făcut-o în tinerețe. Deci, făceam cercei de... Dar cupru conținea doar fixarea, tortița. Făceam cercei de... din plexiglas colorat, tot felul de năsturei, mititei și îi combinam eu așa, din plăcere, ofeream la fete, dar între timpul a trecut, n-am mai făcut, totuși am lucrat lucruri mărunte, mi-a plăcut foarte mult să migălesc, să fac lucruri care alții evitau, în special unde lucram,
depanam, reparam cu mecanică fină, ceea ce alții nu sunt cu metal și preferau să apelez la gen piese de schimb și tot felul. Eu reușeam să le cu răbdare să fac și timpul a trecut. Deci lucrurile mărunte mi-au plăcut, dar ca idee finală, totul mi se datorează unei bune prietene de la Sibiu, doamna Elena Mărginean, care ea m-a orientat pe partea asta, să zic. Mi-a insuflat, cum să zic, elanul necesar. Că eu deja, cum v-am povestit, aveam de gând să rămân fără servici și din motive personale și ea atunci am cunoscut-o pe internet, trăiască internetul, că e bun și el. Ea, fiind mai veche în domeniu, a vrut să mă testeze pur și simplu și cu un gest de noblețe rar întâlnit, mi-a trimis un pachet. Efectiv, mi-a trimis un pachet cu niște sârmă de cupru emailată, cu niște mărgeluțe, pietricele și mi-a spus cam cum să fac, cam ce să fac și eu. Și când am văzut ce a ieșit din mâna mea, m-a zis, gata, ăsta ești, altceva trebuie să faci. Și încet, încet am început să fac. Am luat ordonanța de la ArcelorMittal și o mare parte din bani am investit în materiale. În general, pietre semiprețioase și tot felul de accesorii. Se poate trăi din așa ceva? Păi, să vă spun sincer, eu la ora actuală pot să zic că nu. Deci ca hobby, ceva pe deasupra este extraordinar, dar să trăiești numai din așa ceva, poate, s-ar putea. Eu deocamdată zic că nu, pentru că trebuie să fac și altele pe lângă ce fac. Am o fată care trebuie să am grijă de ea și sunt mai multe activități. Trebuie să combin din punctul ei de vedere și postura mea de tată și mamă, că suntem noi doi. Mai sunt solicitat și în alte părți, mai am mulți prieteni care trebuie să-i ajut și pe ei stânga și dreapta și timp, după cum vedeți, locul este îngust, condițiile nu sunt prielnice. Ca să trăiești probabil în așa ceva, trebuie să-ți faci o piață probabil și ai să lucri efectiv într-un atelier în jur de 8-10 ore. Practic ce faceți? Cercei, brățări? Fac cam de toate ca să testez efectiv piața, să văd exact ce se cere și se cere. Deci trebuie neapărat să-mi fac un renume, să fiu cunoscut. Dacă mă compar cu prietena care v-am spus de la Sibiu, ea zilnic care comez. Ea tot în cupru lucrează sau? Nu. Deci folosește sârma de modelaj argintată și acoperită cu email. Dar ea face și prelucrează Fimo, este un material de care se modelează foarte ușor la rece, colorat și la cuptor băgat odată se întărește și rămâne așa definitiv și mai toarnă și figurine de gips și ea are mai multe, fiind și mai veche, a văzut exact, a găsit unde să plaseze exact locuri. Radu Hulban încearcă să își comercializeze bijuteriile în cadrul târgurilor de handmade, organizate atât în județ cât și în alte părți ale țării. Și dumneavoastră unde le vindeți? Cum le vindeți? Păi, o perioadă la început am fost cu dânsa împreună la Alba Iulia, la două târguri. M-a luat sub aripă că ca să vinzi îți trebuie neapărat să ai autorizație ceva, eu încă nu am așa ceva. Și tot pe ea are câteva magazine pe internet și
m-a lăsat să postez și eu pe magazinele ei și pe urmă partea, să zic eu așa, care a fost mai dătătoare de speranță a fost colaborarea mea cu Castelul din Carpați. Bijuteriile din cupru nu sunt speciale doar din punct de vedere estetic, ci și în ceea ce privește proprietățile lor terapeutice. Au efecte terapeutice benefice, special reumatismul, care se previne și care se ameliorează. Nu cred chiar că se tratează, dar cu niște brățări de cupru care... Numai lumea se sperie, pentru că cuprul lucrează cu corpul uman, el înnegrește, el înverzește, el oxidează, dar practic așa se face transferul în corp a cuprului de care corpul are nevoie și, din păcate, n-are de unde să-l ia. Și mulți nu le convin, de aceea eu când am început să fac brățări, le-am acoperit, să zic, am dat un lac de protecție, tocmai pe ideea să nu înnegrească, dar am renunțat. Cine vrea să ia, ia, cine nu, e alegerea lor. Pentru că se vede mult, mult mai bine culoarea cuprului și etapele prin care trece el. Ați spus mai devreme că testați, practic, piața să vedeți ce prinde mai bine la client, cercei, brățări. Cam ce apreciază ei cel mai mult? Păi, în special, brățările sunt foarte... Deci brățările, în special, sunt cele mai pipăite, ca să zic așa. Brățările și, pe urmă, inelele. Cam asta este... E greu să le faceți? Păi, ținând cont că sunt unicate, să zic, și ținând cont că vreau să fiu cât mai original, am fiica mea care mă ajută și ea cu idei, este de lucru, pentru că trebuie să faci ceva deosebit. Acum, dacă iau o mărgică și încep și pun un pic de semă pe ea, deja în 10 minute am făcut un cercel, să zic, dar ca să, cum ați văzut ăștia care vi-am arătat prima dată, durează, trebuie să realizez o picătură din cupru care o fac numai cu flacără puternică și trebuie să le dau o patină de învechire să arate mai frumos și, neavând soluțiile necesare, că nu le găsești, am găsit ceva improvizație, să zic, care durează în timp. Deci am găsit un unguent cu sulf care se găsește la farmacie, deci aș fi avut nevoie de o soluție pe bază de sulf și nu găsesc nici sulf, nu vrea nimeni să dea, e lumea asta, în fine, și soluția asta e cumva, să zic, e destul de bună, dar durează, deci trebuie să țin cel puțin o zi să stea cupru cu un soare asta pe el ca să se negrească și pe urmă, bineînțeles, după ce îl curăț și lustruiesc anumite părți a piesei, să-i dea patina de învechire care vreau să scot. Cât timp ați lucrat cel mai mult la o piesă? Băi, știți cum e, câteodată ai poftă de lucru și faci mult, câteodată nu te simți bine și nu-ți iasă nimic și trebuie să, cel puțin pe moment sau ziua respectivă, să faci altceva, că nu... Dar, luate cap la cap, sunt lucrări care durează, per total, cam 5-6 ore. Modelele, de unde le luați? Din imaginația dumneavoastră, practic, sau...? Încerc cel mai mult din imaginație, mă ajută și fiica mea. Când vă apucați de lucru, aveți în minte un model sau vine, da, pe parcurs ideea? Nu, de obicei încerc să-l așez pe hârtie. Să-mi fac o schiță, cam ce și cum vreau și pe urmă
Dacă am noroc, îmi vin ideile imediat, dacă nu, vin pe parcurs, lucrez la ceva și îmi pică o idee. De exemplu, stăteam într-o dimineață, mi-a ieșit o brățară foarte frumoasă care am vândut-o, stăteam la cafea și am un ghiveș cu rozmarin care îmi place foarte mult, de când e mic, a crescut foarte mare acum și am văzut efectiv pe bordura ghiveșului un model spiralat și mi-am zis că ce ar fi să încerc să-l realizez gen brățară și a ieșit și foarte frumos și s-a și dus. Din ce ați făcut, sunt două modele la fel? Nu, e foarte greu să faci la fel. Am pățit o dată și nu mai vreau să pățesc. Eram la castel, pe campania asta benefică și am avut o pereche foarte frumos din cercei cu cupru forjat. Că nu v-am spus, câteodată ca să fac o textură mai frumoasă și o culoare altfel față de ce ați văzut, o să vă arăt să vedeți cum e, îl forjez. Deci, efectiv, îl înroșesc și îl bat la cald și atunci când, de obicei, împăturit și când îl desfac, arată foarte frumos, interesant. Am făcut o pereche de cercei cu mărgeluțe colorate, cu agate și mi s-a vândut la castel. Și cum am ajuns acasă, a doua zi, m-a sunat prietenul meu, Sibiu, să-mi spună, vezi că ai comandă pe cercei. Am încercat două zile să fac să semene cu cei din poză și nu am reușit. Acolo implica forjare și răsucire și nu ieșea nicicum. Pur și simplu, la un moment dat am observat că de l-o să răsuce spre stânga, nu răsuce spre dreapta. Deci nu, și nu, de obicei, sunt, dacă se execută din accesorii, poți să faci piese identice, dar ceea ce fac la mână. Mai mult la mână, nu, niciodată și nu. Deci, practic, fiecare piesă este unicat. Este unicat. Cam cât ați făcut până acum? V-ați gândit? Din punct de vedere cantitativ sau... Da. Sute? Mii? Nu, am ajuns la sute, da, am ajuns, dar nu, mii, nu, încă nu. Alexandra, fiica lui Radu Hulban, are 17 ani și este elevă în clasa a 12-a. Ea îl apreciază pe tatăl său foarte mult pentru ceea ce face. Și asta cu atât mai mult cu cât omul este pentru ea atât mamă cât și tată, el fiind singurul sprijin al fetei. Ce spui tu de ceea ce face tatăl tău? Îl apreciez foarte mult pentru ceea ce face. Îi admir curajul pentru că a îndrăznit să facă acest lucru. Și admir lucrul că, deși a avut unele obstacole din partea familiei, a reușit să le depășească și să meargă mai departe. Eu întotdeauna l-am încurajat, am încercat să-l încurajez și mă bucur că a ajuns acum unde este acum. Tu când îți aduci aminte să-l fi văzut prima dată meșterind ceva de genul? Păi, cred că recent. Adică când eram mică, nu prea l-am văzut să se ocupe, deși mereu era genul care repara ceva. Deci era pe partea electrică atunci, nu se folosea de darul lui spre înfrumusețare, cum a zis el. Recent, de când am vorbit cu doamna de la Sibiu, l-am văzut interesat de aceste lucruri. Na, poate nu mi-aduc aminte, copilăria mereu e un lucru care rămâne mai în ceață, părinții, ce fac ei, așa, ești lumea ta atunci. Și na, poate că a făcut, dar n-am observat eu în tinerețe, copilărie. Ce îți place cel mai mult din ceea ce face el? Totul, deși na, unele lucruri nu mi se potrivesc mie, recunosc că eu încerc să... Îi arăt cam ce mi-ar place mie, îi dau modele să facă, câteodată nu-i plac lui, nu le face și tot așa, deși i-am spus, fă modelul ăsta că îmi place mie. El se mai chinuie, îmi face ceva ce îi spun eu,
în general îmi place ce face tot. Tot, de la cercei, seturi, brățări, inele. Am purtat, chiar dacă numai așa pentru o poză, sau am purtat cam din toate. Unele le iau și mă mândresc cu ele. Na. Încerc să... Îți oprești și ție, bănuiesc, ce-ți place. Da, da, mai ales, a spus și el de multe ori, primele lui lucrări au rămas la mine. Asta însemnând o brățară, care o mai port din când în când, și cercei. Mi-am oprit destul de mulți. Ai încercat să faci și tu? Sincer, am încercat când nu era el atent. Am, acolo pe balconul anterior, am luat și eu un șpiț, ceva acolo, să încerc să-mi vâr, dar nu-mi iasă. Nu. Probabil, nu știu, mai... Nu știu, mie mi se pare greu ce face. Și din punct de vedere fizic, no, el e mai trecut prin multe și are, no, degetele altfel, probabil. Pielea altfel. Da, eu sunt mai finuță, probabil, și mi se pare greu să îndoi și să ăsta. Nu cred că mi se potrivește, sau mie cel puțin. Eu rămân la creion și ață. Colegilor tăi la școală le-ai dus? Da, le-am dus și am încercat să le arăt. No, la început a fost și chestia de marketing, să încerc să îl scot un pic pe piață, chiar dacă numai colegilor mei, prietenilor să le arăt. No, unii au fost, cum a zis și el, pipăiau, se uitau, știi, erau, wow, știi, uimiți, dar nu în sensul să cumpere. Astăzi, lucrurile astea sunt ceva care le văd mai mult gen suvenir. Și cum a avut el experiența de la castel, oameni care veneau și erau turiști, asta e ceva amintire. O porți, cum a zis și el, la ocazii, nu neapărat să o chestie zilnică. Alexandra are încredere totală în tatăl său și crede că se poate trăi din ceea ce face el. Să nu se lase descurajat, pentru că a văzut și el recent banii pot să vină din chestia asta. Deși îi constrâns de anumite situații actual, poate dacă s-ar ține de chestia asta și ar avea un suport, cred că ar putea să ajungă să... trăiască din asta, chiar dacă el zice e realist el. Eu văd un pic în viitor, dacă a reușit să aibă un suport de orice fel, consider că ar putea să trăiască din asta. Și pentru că fiica sa îi acordă încredere, și el este mulțumit de ceea ce face, mai ales că pune și câte un pic de suflet în fiecare bijuterie realizată. Pentru dumneavoastră este un hobby ceea ce faceți. Puneți și puțin suflet, mă gândesc, în fiecare. Da, normal, sigur că da. Sigur. Puțin sau mai mult? Depinde pentru cine fac. Că dacă fac pentru cine vreau eu, iasă mult mai frumos. Deci, în special, pun suflet pentru că le fac pentru... În special pentru femei, fac și pentru bărbați, dar în special fac pentru femei, ca să particip și eu așa cu un dram pentru a fi mai frumoase, mai deosebite. Lui Radu Hulban îi dorim succes în tot ceea ce face și multă imaginație pentru crearea unor podoabe speciale.
Această emisiune v-a fost oferită de Facultatea de Inginerie Hunedoara.